aici. Amin. Păi, dragii mei, să vă ridicați, vreau să citesc un pasaj din Sfânta Scriptură potrivit cu lucrarea pe care o avem de făcut astăzi, și anume cu părtășia cu trupul și cu sângele Domnului. Iar pasajul pe care îl voi citi, parte din el este pasaj pe care îl citesc de obicei cu privire la această lucrare, dar acum voi citi puțin mai extins din acest pasaj, și anume voi începe citirea de la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 17, până la finalul capitolului. 1 Corinteni 11, voi începe de la versetul 17 de data aceasta, până la finalul capitolului. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte eu cred că trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? N-aveți casă pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic, să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în timp nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucrurile voi rândui când voi veni. Amin. Mai bine, dragii mei, să vă reașezați. În minutele rămase din această dimineață, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu o temă. Și anume, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră întrebarea aceasta, și anume: ce înseamnă să iei cina Domnului în chip nevrednic? Ce înseamnă să iei cina Domnului în chip nevrednic? După cum observați, în cuvântul pe care l-am citit, spune foarte clar cuvântul Domnului, versetul 27, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și de sângele Domnului. Deci ce înseamnă să iei cina Domnului în chip nevrednic? Atunci când vorbim despre cina Domnului, există trei practici pe care în mod frecvent le vom găsi. Și dintre ele doar una este bună. Dar eu le voi prezenta pe toate cele trei în introducerea acestor gânduri pe care le-am înaintea dumneavoastră. În primul rând, există o categorie de oameni, și aici vorbim de oamenii născuți din nou, de cei care sunt botezați în apă și cei care aparțin unei biserici. Despre aceștia vorbim astăzi aici. Sigur că cei care nu sunt încă botezați, dar vizitează biserica noastră sau prietenii care ne vizitează, nu este adresat în mod direct dumneavoastră, dar cred că e potrivit ca și dumneavoastră să auziți lucrurile acestea, pentru că ele sunt lucruri importante și necesare pentru buna lucrare a unei biserici sănătoase. Și noi asta ne dorim, ca această biserică să fie o biserică sănătoasă în care prezența lui Dumnezeu să fie vizibilă. De aceea, dragi prieteni, dragi frați, surori, care încă n-ați încheiat legământ cu Domnul, Domnul să vă pună pe inimă să încheiați legământ cu El în apa botezului și apoi să intrați în această biserică unde ne dorim ca sănătatea spirituală să fie regăsită și de către dumneavoastră. Ce spuneam este următorul lucru. Copiii Domnului se împart în mod practic atunci când este cina Domnului în trei practici, trei obiceiuri pe care le au. Unii dintre ei nu iau cina Domnului. Nu iau cina Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a lua cina Domnului este o poruncă și este o obligație din partea fiecărui credincios, fiecărui creștin care, așa cum spuneam, este născut din nou, botezat în apă și aparține unei biserici.
Singura excepție în care un credincios nu ia cina Domnului este doar atunci când este sub o disciplină pusă de responsabilii bisericii. În rest, nu există ca cineva credincios să nu ia cina Domnului. Nu există justificare biblică. Căutați în toată Biblia și nu veți găsi o justificare biblică cu privire la un copil al lui Dumnezeu care să nu ia cina Domnului. Singura excepție biblică este atunci când este pus sub disciplină de către cei responsabili în biserica lui Dumnezeu. A doua categorie, voi reveni la prima și vă voi explica ce înseamnă lucrul acesta. A doua categorie sunt cei care iau cina Domnului și o iau spre binecuvântarea lor sufletească. Și este de dorit. Domnul să ne ajute pe toți atunci când ne apropiem de cina Domnului să fie pentru noi o binecuvântare sufletească. Amin. Și a treia situație este atunci când se ia cina Domnului în chip nevrenic. Și asta voi aborda aici. În chip nevrenic. Atunci când se ia spre o sândă. Atunci când te apropii de cina Domnului, de trupul și de sângele Domnului, așa cum vom face în această dimineață, și te apropii așa cum nu trebuie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că aduci o sândă asupra ta, aduci o sândă asupra vieții tale. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, n-aș dori ca cineva să se joace cu lucrurile acestea, pentru că Biblia ne spune foarte clar că acolo unde nu există disciplină, disciplinează Dumnezeu. Și atunci, vorbim despre frații și credincioșii Domnului care vin în casa lui Dumnezeu. Și atunci există această categorie de oameni, așa cum spuneau, care nu iau cina Domnului. Singurii care au voie să nu ia cina Domnului sunt cei care, atunci când au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, au venit înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, dar simt încă în viața lor că nu există încă cu deplin acea iertare profundă și reală. Iar acel credincios, în mod obligatoriu, trebuie să vină și să discute pe baza principiului mărturisirii. Așa spune Biblia. Mărturisiți-vă unii altora. Atunci când există vorba despre un păcat, el trebuie mărturisit. Iar în situația aceea când s-a întâmplat în viața ta un lucru care știi că l-a supărat pe Dumnezeu, te-ai rugat înaintea lui Dumnezeu și n-ai simțit acea eliberare pe care trebuie să o simți în mod real, apropie-te de slujitorii bisericii, mărturisește-te în fața lor cu privire la situația prin care trec, iar ei vor decide dacă pot să iei cina sau nu pot să iei cina. În momentul în care ei vor spune pot să iei cina și tu ai liniștea sufletească și încredințarea că te poți apropia de cina Domnului, apropie-te. Dar dacă ei îți vor spune frate sau soră, pentru o perioadă este bine să nu te apropii de trupul și de sângele Domnului, că dacă tu în situația în care ești te vei apropia de trupul și de sângele Domnului, vei intra în zona de o sândă, pentru că nu poți oricum să stai înaintea lui Dumnezeu și să te apropii de trupul și de sângele Domnului. Și atunci, pentru o perioadă, până când lucrurile se îndreaptă în viața ta, până când disciplinarea își face efectul, nu te apropia de cina Domnului, pentru că ea, dacă te vei apropia, îți va fi o sândă. Dumnezeu te va pedepsi. Pentru că ceea ce nu disciplinează autoritatea bisericească, disciplinează Dumnezeu. Atenție! De aceea, ca și responsabili de biserică, avem această chemare din partea lui Dumnezeu de a veghea asupra sufletelor poporului, sufletelor bisericii. Și în chemarea pe care o avem să veghem asupra sufletelor bisericii, este această chemare, că atunci când cineva păcătuiește înaintea lui Dumnezeu, se pocăiește, dar nu simte încă iertarea deplină, va trebui în mod obligatoriu, pe baza principiului mărturisirii, să stea de vorbă cu un slujitor al lui Dumnezeu. Dragilor, deci a ne autodisciplina nu există în Biblie. Deci nu există, mă autodisciplinez în sensul de a nu sta la cina Domnului, nu există. Dacă vă uitați în Biblie, spune cercetează-te și așa apropie-te de trupul și de sângele Domnului. Cercetează-te, iar tu, în urma cercetării pe care o ai, și eu, în urma cercetării pe care o am, mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și mă apropii de cina Domnului. Asta este, aceasta este calea normală, așa cum Dumnezeu a viat pentru noi. Ne cercetăm, așa cum am fost îndemnați la timpul de rugăciune, ne cercetăm, lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne lumineze, să vedem dacă în viața noastră sunt lucruri pe care trebuie să le mărturisim, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu, ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și ne apropiem de trupul și de sângele Domnului. Dacă se merge pe această direcție, sigur că atunci când vom sta la masă cu Domnul, ea va fi o binecuvântare pentru noi. Va fi o binecuvântare pentru noi. Dar dacă nu facem lucrurile acestea și ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, va fi o sândă pentru noi. Sau, și mai grav din punctul meu de vedere, este atunci când ignorăm a sta la masă cu Domnul. Când spunem, eu nu stau, mă autodisciplin, mă autosuspend din a sta la masă cu Domnul.
Pe ce principiu? Care este fundamentul biblic în care tu spui eu nu stau la masă cu Domnul? Îți spun eu, nu-i niciunul. Vei intra sub o sândă aceeași, că tu nu împlinești porunca lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care nu poți să stai la cina Domnului este când îți spune o responsabil la bisericii. Pentru o perioadă ești disciplina. Disciplina, dragilor, știți care este rostul ei? Nu să nu pună pe cineva la cină. Nu asta este scopul unei discipline. Poate ne-am învățat așa că disciplina este pune acolo pe ultima bancă, eu știu, mai bine cinci nici să nu vină la biserică, că o păcătuie și noi nu vrem între noi să ne contamineze vreun păcătos de genul acesta. Nu despre asta e vorba disciplină. Disciplina este vorba despre îndreptarea celui care a căzut, îndreptarea celui care a păcătuit și ajutarea lui în a ce înseamnă recuperarea lui. Cel disciplinat nici măcar nu are voie să se gândească că locul lui e pe ultima bancă, ci locul este cât mai în față, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să caute mai mult prezența lui Dumnezeu, să îndrepte ceea ce trebuie îndreptat în viața lui, să se pocăiască acolo unde trebuie să se pocăiască, să ceară har de la Domnul. Și sigur, în perioada de disciplină, el va avea anumite limitări în ce privește slujirea, dar sunt spre beneficiul lui sufletesc. Nu e pentru condamnarea lui, nu este pentru, eu știu, aruncarea lui în iad, ci este pentru salvarea sufletului lui. Asta este rolul disciplinei. Nu niciodată să pedepsească pe cineva, ci să-l ajute să înțeleagă că are nevoie de apropiere și de chemare și de mântuire din partea lui Dumnezeu și de salvare din partea lui. Iisus și spunea astăzi aici, cred că la rugăciune, faptul că disciplinarea tocmai aceasta își dorește să aibă rolul în viața omului, căută îndreptarea lui, apropierea lui de Dumnezeu, corectarea lucrurilor care nu sunt bune în viața lui și apropierea de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, încă o dată vreau să fie foarte clar pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cina Domnului este obligatoriu pentru toată lumea. E o poruncă. Păi dacă e o poruncă, dragii mei, ne jucăm noi cu poruncile lui Domnului Iisus Hristos, ba când vreau iau, când nu vreau nu iau. Nu există așa ceva. Nu există un suport biblic pentru așa ceva. Cina Domnului este o poruncă din partea Domnului. Spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să faceți toți copiii Domnului, toți cei care sunteți mântuiți prin har, să faceți lucrul acesta. Iar spre protecția celor care au nevoie de pocăință există disciplinarea și atunci, da, nu se apropie de cina Domnului, nu face și alte slujbe în biserică și așa mai departe. Asta este responsabilitatea celor care au grijă de biserică. Iar apoi, cei care se apropie de cina Domnului va trebui să o facă în chip vrednic, nu neapărat datorită vredniciei proprii, ci datorită faptului că a existat acolo o apropiere de Dumnezeu, o sfințire prin harul lui Dumnezeu și atunci apropierea de trupul și de sângele Domnului este o binecuvântare. Doamne, ajută-ne în aceasta! Amin. Vreau să atenționez aici cu privire la a lua cina Domnului în chip nevrednic. Și asta este, în câteva cuvinte, foarte rapid, vreau să vă duc înaintea dumneavoastră câteva gânduri. Și anume, ce înseamnă să iei cina Domnului în chip nevrednic? Înseamnă, în primul rând, să nu existe pocăință acolo. Adică ne apropiem de cina Domnului ca și un obicei, fără să existe o pocăință reală. Știi că ai păcătuit, dar nu te pocăiești. Știi că ești vinovat pentru ceva ce ai făcut sau n-ai făcut, ai spus sau n-ai spus, ai gândit sau n-ai gândit, și așa mai departe. Știi că ești vinovat pentru ceva, știi că Duhul lui Dumnezeu te mustră în interiorul tău și spune n-ai făcut bine acolo, n-ai procedat bine acolo, n-ai vorbit bine, n-ai făcut bine, ai vorbit ce nu trebuia și așa mai departe. Dacă Duhul lui Dumnezeu te cercetează, dar nu există pocăință ulterioară și tu te apropii de cina Domnului, asta înseamnă că e cina Domnului în chip nevrednic. De aceea este nevoie de pocăință și mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute să trăim cu adevărat pocăință. Amin. Asta înseamnă să ne pocăim de fiecare dată când știm că am greșit înaintea Domnului. Să-i cerem har și îndurare, milă, să ne întărească și să ne ierte de tot ce am greșit înaintea Lui. Cum se spunea, este cu neputință să nu greșim. Dar avem acest har din partea lui Dumnezeu că putem veni înaintea Lui cu tot ce am păcătuit. Și spune, Doamne, asta am făcut, iartă-mă! Și Hristos este acela care oferă iertare. Slăvit să fie numele Lui! Lipsa pocăinței poate să ducă la a lua cina Domnului în chip nevrednic. Dar avem parte de binecuvântare că ne putem pocăi. Doamne, ajută-ne la aceasta. A doilea rând, dragii mei, o a doua problemă pe care Cuvântul lui Dumnezeu observă și ne-o scoate în evidență, atunci când ne apropiem de cina Domnului, va trebui să avem grijă la ce înseamnă părtășia profundă. Ce înseamnă să-i închid nevrednic, înseamnă să lipsească părtășia profundă. Să lipsească părtășia profundă. Noi ne adunăm la casa lui Dumnezeu, dragilor, dar atunci când ne adunăm la casa lui Dumnezeu, există o anumită părtășie pe care o avem.
Ea poate să aibă două dimensiuni, una superficială și a doua profundă. Aia superficială este aia în care venim și noi, nu ne interesează ce se întâmplă, venim numai să luăm cina, nu ne interesează restul bisericii, nu ne interesează ce se întâmplă acolo, nu avem nicio treabă cu nicio implicare în biserică, noi venim, domnule, la cină numai când, la biserică numai când e cina. Asta este o părtășie superficială. Aici atenționează cuvântul lui Dumnezeu și spune, aveți grijă că atunci când vă adunați, dacă vă adunați numai pentru un interes propriu, mai bine nu vă adunați. Așa spune Biblia aici. Că voi vă adunați, nu? Spune foarte clar. Când vă adunați, dar în același loc. Nu este cu putință să luați cina Domnului. Că sunt niște lucruri acolo care afectează această părtășie. Deci părtășia superficială este o părtășie neplăcută înaintea lui Dumnezeu. O părtășie superficială este o părtășie în care Biblia ne spune vă adunați să vă faceți mai răi. De aceea este nevoie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, așteptați-vă unii pe alții. Așteptați-vă unii pe alții. Asta înseamnă o părtășie profundă. Adică să știu că și fratele și sora, frații mei cu care stau la masa lui Dumnezeu, suntem chemați să stăm împreună la această părtășie. De aceea există acest așteptați-vă unii pe alții. Adică să-ți pese și de cel care este în stânga ta și de cel care este în dreapta ta și de cel cu anumită, eu știu, durere sufletească și de cel care poate trece prin momentele acestea, prin încercări. Așteptați-vă unii pe alții. Nu vă grăbiți să luați numai pentru voi cina Domnului, ci gândiți-vă că această părtășie este o părtășie a bisericii. Este o părtășie a noastră a tuturora. Așteptați-vă unii pe alții. Dacă nu există această părtășie profundă, cuvântul Dumnezeu ne spune că este o părtășie superficială, iar ea nu este pe placul Domnului, iar ea duce la lua cina Domnului în timp nevreme. Deci doar de a ne prezenta la biserică fără să mă intereseze de biserică absolut nimic, de cântarea bisericii, de predicare în biserică, de rugăciune, de a trăi împreună cu frații, de a cânta cu ei împreună, doar pentru cina Domnului vine aici, înseamnă că este o cină luată în chip nevrenic. În părtășirea noastră va trebui să există o cântare unitară, o rugăciune unitară, o părtășie unitară, o învățătură unitară, o lucrare unitară. Asta înseamnă părtășia bisericii, dragilor. Asta înseamnă părtășia bisericii. Doamne, ajută-ne la aceasta pe toți. Iar al treilea lucru, dragii mei, pe care îl putem face, să luăm cina în chip nevrenic, este lipsa reverenței față de această lucrare. Lipsa reverenței față de această lucrare. Acum, noi ca și părtășie cu trupul și cu sângele Domnului avem o anumită frecvență. Și anume această frecvență este lunară, o dată pe lună, nu? De 12 sau 13 uneori pe an. Că există situația în care mai avem și atunci când este când sunt Paștele în Joia Mare, mai luăm și cina cu cei care sunt prezenți. Deci avem o frecvență destul de normală, zic eu, nici prea des să nu devină monotonă, nici prea distantă să devină ineficientă. Și cred că frecvența părtășilor pe care o avem la cina Domnului o dată pe lună este una potrivită. Acum, ca și slujitor, eu cred că aproape în fiecare duminică stau la masă cu Domnul, slujind și în alte biserici. Și sigur, mă bucur cu fiecare biserică atunci când stăm la masă cu Domnul. Dar pentru biserică, consider că este o frecvență destul de normală. Dar asta nu înseamnă că ea nu este o lucrare cu mare încărcătură spirituală. Ea nu trebuie văzută doar faptul că stăm și luăm o azimă, luăm doar un, eu știu, un rod al viței și ele sunt doar niște elemente fizice pe care le mâncăm sau le bem, nu? Ci ne trebuie să vedem dincolo de lucrul acesta că acolo noi ne hrănim cu Hristos. Ele sunt niște simboluri, sigur, în mod spiritual. Ele nu se transformă. N-aș vrea să cadă cineva în această erezie grosolană că ele s-ar transforma în trupul lui Hristos sau în sângele lui Iisus Hristos. Nici vorba de transformarea lor. Cine sunt niște simboluri, ele simbolizează, au valoarea, dacă putem să spunem așa, a trupului și al sângelui Domnului Iisus Hristos. Adică ele sunt o hrană spirituală a sufletului nostru. Așa cum în cuvântul lui Dumnezeu veți găsi desigur această afirmație. Luați Biblia aceasta și ce spune? Luați cuvântul lui Dumnezeu și ce să faceți cu el? Să mâncăm, nu? Asta nu înseamnă că ne punem să mușcăm foi din Biblie, nici vorbă. Ci să ne hrănim cu acest cuvânt înseamnă să-l citim, nu? În mod simbolic al mâncat înseamnă a-l citi, a stărui asupra lui, a te lăsa cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, a te lăsa transformat de mesajul Evangheliei. Asta înseamnă să mănânci Evanghelia, să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa, atunci când stăm la masă cu Domnul, atunci când luăm elementele cinei, trupul și sângele Domnului, va trebui să fie un moment al
reverenței, un moment al închinării, un moment al recunoașterii înaintea Domnului de faptul că noi stăm la masă cu El, pentru că El a plătit prețul pentru noi și prin harul Său stăm la masă cu El. Slăvit să fie numele Lui! Este o poruncă a Lui, este o promisiune a faptului că El binecuvintează pe cel care se apropie așa cum trebuie de trupul și de sângele Domnului. Acolo găsim viață, acolo găsim binecuvântare, acolo Dumnezeu poate lucra în mod minunat în viața noastră. Și s-au întâmplat multe momente în care frați și surori au stat la masă cu Domnul și Domnul s-a atins de sufletul lor, de inima lor și s-a atins și de trupul lor. Pentru că în trupul și în sângele Domnului există viață, lăudat să fie numele Lui. N-aș dori nici să mergem în zona mistică, dar aș dori să vedem în mod real faptul că aceste două elemente trebuie să fie pentru noi un mod în care să ne închinăm în mod autentic înaintea Domnului. Să avem o reverență față de lucrarea aceasta. Să ne închinăm lui Dumnezeu, știind că dincolo de aceste două elemente este Hristos în mijlocul nostru. Și El spune, luați și mâncați trupul meu, luați și beți sângele meu, pentru că astfel, dacă veți face lucrurile acestea, veți avea viață în voi. Doamne, ajută-ne să fim oameni plini de viață. Amin. Acum nu rămâne decât să trecem la această lucrare. Vă invit în sensul acesta să vă ridicați cu picioare. Și așa cum spuneam, cred că fiecare dintre noi, cât de cât am fost conștientizați cu privire la această lucrare, și anume că în aceste trei categorii, una singură este bună. Și îmi doresc cu toții să fim în această categorie bună, și anume în categoria celor care iau cina Domnului sau iau parte la cina Domnului spre binecuvântarea lor sufletească. Haideți să ne rugăm în sensul acesta, în această rugăciune, ca Domnul să lase binecuvântarea sa peste fiecare dintre noi, să ne apropiem de El, să cerem iertare de toate lucrurile pe care încă ne mai poate ne liniștesc în viața noastră și bunul Dumnezeu să lase o cercetare sfântă peste noi, să lase o sfințire peste noi și să ne învrednicească El, să stăm cu El la masă, pentru că numai El poate să facă lucrul acesta. Dragă biserică, haideți să ne rugăm în sensul acesta și Domnul să ne asculte. Amin.